Bună și bine ați venit pe Tarotada. Pentru toți cei care aveți soare, luna, ascendent, descendent sau oricare altă planetă de pe harta dumneavoastră astrală în zodia Pești, astăzi vom face pești pentru săptămâna 11-17 decembrie. Dragilor, vă rog să nu vă atribuiți nimic din ce auziți aici înainte să filtrați prin propria dumneavoastră rațiune. Dacă găsiți aici un mesaj cu care rezonați, vă rog să-l folosiți înțelept. Vă mulțumesc și să vedem. Dragii mei pești, ce vine către voi în această săptămână 11-17 decembrie și ce să faceți cu ce vine către voi. Haideți să vedem. Pești. 9 de cupe, 6 de cupe, temperanța, cavalerul de monede, 3 de spade și 10 de cupe. La capătul setului de cărți, 5 de monede. Dragii mei pești, aici ați avut o persoană care v-a trădat, o suferință, un lucru, ceva care v-a întristat și care v-a adus suferință. Aici este o inimă străpunsă de trei săgeți, o otrăvitoare. Ceva s-a întâmplat și ceva v-a adus în acest blocaj. 5 de monede. O fată tristă care a primit un trandafir, care s-a îndrăgostit și care s-a bucurat, dar persoana care i-a oferit trandafirul a plecat și nu s-a mai întors. Ea a rămas aici în așteptare, în frig, cu acest trandafir care între timp s-a ofilit într-un blocaj. Trebuie să vă întoarceți cu spatele în această săptămână și să intrați în casă, pentru că a început să ningă, dragilor, și în casă este cald, se văd lumini aprinse, trandafirul s-a uscat, trebuie să-l lăsați aici și să mergeți mai departe, să ieșiți din această suferință și în această săptămână veți ieși, pentru că aici este temperanța, este echilibrarea, rebalansarea și închiderea acestui ciclu trist, în care v-ați simțit trădați, v-ați simțit blocați și v-ați simțit însingurați. Aici este o carte a abandonului, este cartea dorului, cinciul de monede, în care aștepți să revină o persoană, să se rezolve o situație, doar că acestei domnișoare au început să-i crească crengi de când așteaptă și așteptarea s-a încheiat pentru că această suferință s-a vindecat. Odată cu venirea acestei săptămâni se închide acest ciclu. Temperanța începe bucuria, începe sufletul să renască și mergeți către ceva frumos, pentru că sunteți persoane bune, benefice, așa ca o regină de monede, cu suflet bun, blând, benefic pentru toată lumea. Dragii mei pești, voi vă îndreptați aici către o uniune, către ceva foarte frumos. Ceva din trecut se închide. Orice ați fi trăit aici se închide în această săptămână. Citirea începe cu 9 de cupe și se termină cu 10 de cupe. Nu trebuie să lăsați această tristețe, acest dor, acest bagaj din trecut să intervină, pentru că acum se poate rescrie povestea. Este doar o alegere, de voi depinde. Către voi se îndreaptă o persoană în zodie de pământ, Taur, Fecioară sau Capricorn. Poate fi balanță sau săgetător, dar mai mult văd zodii de pământ. O persoană la care voi aspirați, la care voi visați de mult. O persoană care se difere total de persoana care v-a lăsat în frig să așteptați. O persoană bună, benefică, statornică, nu pleacă nicăieri dacă vine această persoană. Cavalerul de monede vine cel mai greu. Vine încet pentru că trebuie să-și pună înainte toate lucrurile la punct, dar când vine se instalează și rămâne pentru totdeauna. Alături de această persoană veți trăi o uniune, o frumusețe, un 10 de cupe, ceva frumos, stabil, doi îndrăgostiți care privesc infinitul. La curcubeu, privesc un curcubeu, o desăvârșire. Doar că în această săptămână citirea începe cu 9 de cupe. Voi trebuie să fiți cei care să ieșiți din aceste tipare vechi, din aceste credințe. Nu toate persoanele sunt la fel, nu toate persoanele fac
aceleași lucruri, fiecare este diferit. Voi aici aveți un bagaj din trecut pe care trebuie să-l lăsați în urmă, trebuie să închideți acest ciclu ca să puteți accesa o iubire nouă, un destin nou, o situație nouă. Aici se cere reinventarea voastră nouă de cupe, este acea stare a sufletului tău, bună, benefică, trebuie să fii bine cu tine, să închizi aceste tristețe, acest dor și această supărare care v-a ținut aici în frig. O săptămână frumoasă pentru pești, de reinventare, de lăsare în urmă a unui trecut trist în care v-a durut sufletul și ați așteptat mult. Nu așteptăm, dragilor, după nimeni, pentru că timpul nostru nu ne-l dă nimeni înapoi. Noi decidem ce facem cu propriul nostru timp. Dacă o persoană dorește să vină în viața noastră, vine de oriunde ar fi. Dacă nu, înseamnă că trebuie să ne învățăm niște lecții și să mergem mai departe cu sufletul deschis să ne reinventăm pe noi. Aici este un echilibru. Venirea acestei persoane în viața voastră în această săptămână vă va aduce mult echilibru, echilibrarea vieții voastre. Închideți un trecut greu și deschideți o ușă către fericire în această săptămână. Haideți să vedem și de aici. Nu stați în tristețe, gânduri, emoții negative care vă tot revin, lăsați-le să aparțină trecutului. Acest trandafir nu mai poate fi adus, readus la viață pentru că s-a ofilit, așteptarea s-a încheiat și atunci trebuie mers mai departe cu sufletul curat. Aici vă vindecați de orice trecut anevoios, poate chiar bagaje, cum am spus, din copilărie. Vindecând acest bagaj din trecut, accesați această persoană nouă cu care vă îndreptați către o uniune, o frumusețe în această săptămână. Haideți să vedem și de aici două cărți. Haos și transformare. Acest haos, această durere pe care ați trăit-o se transformă la 180 de grade. Renașteți aici. Aici este un fluture, o zână bună cu aripi de fluturi, fluture care iese dintr-o perlă. Din multă suferință se naște ceva miraculos, o frumusețe, o viață plină de magie. Lăsând în urmă acest haos, vine universul și vă trimite un impuls, un moment, un trăsnet, tună, plouă și apoi iese curcubeul, dragilor. Este soarele pe strada voastră și renașteți, transformare. Aici renașteți din propria cenușă, totul se transformă, totul este la superlativ. Vă retrageți din această stare de singurătate. Ați încheiat, ați trecut și pe acolo, ați înțeles despre ce este vorba și decideți să lăsați în urmă. Este o săptămână vindecătoare, o săptămână în care lăsați în urmă ceva trist și accesați ceva foarte, foarte benefic și frumos pentru voi. Doar că în această săptămână intervine universul, pentru că voi aici ați stat cam mult în această tristețe, în acest blocaj și vine și transformă această stare printr-un echilibru, poate prin această persoană care se îndreaptă acum către voi grăbită. Deși a așteptat mult până să vină, persoana vine greu, cum am spus, dar acum în această săptămână primiți un mesaj, primiți o scrisoare, vine persoana către voi, ajunge în viața voastră. Împreună cu această persoană veți trăi un vis, va fi o uniune, o frumusețe, o liniște, este în această carte, o liniște a sufletului, iubire, înțelegere, compasiune, respect, onoare. O săptămână foarte frumoasă pentru pești. Haideți să vedem dacă aveți o întrebare pentru această săptămână, să vedem dacă îi găsim și un răspuns. Vă rog să vă adresați acum această întrebare. Alege o nouă direcție. La orice te-ai gândit, există ceva mult mai bun. Mai gândește-te odată, pentru că refăcând calculele, dacă vă gândiți mai mult la
ce aveți de făcut, alegeți altfel să faceți lucrurile, situația la care v-ați gândit voi își va găsi un final fericit. Răspunsul este da, doar că făcând altfel, nu așa cum v-ați gândit voi, la orice v-ați fi gândit, situația va avea un succes sigur. Cartea este un da sigur, doar că diferit de cât v-ați gândit voi până acum. Alegeți o nouă cale, un nou mod de a rezolva problema, de a trage sufletul pereche sau la orice v-ați fi gândit voi. Răspunsul va fi un da pozitiv. Este o situație bună, se împlinește. Vă iubesc, vă îmbrățișez cu multă căldură și vă doresc o zi minunată. Vă pup, pa, pa!